evenimente atipice astăzi pentru o ceremonie de omagiere a eroilor neamului. Sute de angajați din învățământul Buzen au manifestat împotriva autorităților prezente la eveniment, în special la adresa președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, lider al PSD. Când viitorul premier a apărut în mijlocul protestatarilor aflați pe calea eroilor, sindicaliștii au început să fredoneze imnul României. După acest episod, Marcel Ciolacu a discutat cu liderii sindicaliștilor din învățământ, stabilind o întâlnire cu aceștia într-un cadru organizat. Vă faceți o delegație? Sigur, din cât să fie formată delegația. Cum considerați dumneavoastră? 7? Eu. Perfect. Mulțumesc frumos. Eu mulțumesc mult. Mulțumim tare mult. Vă mulțumim mult de tot că vă faceți pentru mine. Am rămas un pic în urmă să... Am făcut, dar știam. Știam și de prezența noastră de când am plecat. Mulțumim, da, au fost activități, dar... Vrem să priviți totul cu foarte mare seriozitate, pentru că nu este inclusiv... Azi e zi mare și sfânt. Da. Deci nu putem fi altfel. Da. E înălțare. Deci nu e vorba numai de salarizare. Știu. Să ne gândim la sistemul de învățământ și la viitor. De asta. Mulțumesc. Deci, haideți să stăm de vorbă și să rezolvăm problema. Mulțumesc. Deși părea că situația s-a mai detensionat, în timpul discursului lui Marcel Ciolacu se auzeau scandări antiguvernamentale și sunete de vuvuzelă. Doamnelor și domnilor profesori, dar încă de la început aș dori să vă mulțumesc pentru respectul pe care mi l-am arătat astăzi unii altora și sunt ferm convins că cu această manifestare, în această zi sfântă de înălțare, o să ne strângem cu toții la prefectură și vom continua discuțiile împreună. Prezența sindicaliștilor pe calea eroilor a fost după mitingul de protest organizat în fața prefecturii, pichetare la care au participat aproximativ 1000 de persoane. Dotați cu fluiere, pancarte și steaguri, protestatorii au scandat lozinci împotriva guvernului. Vreți să cedăm? Nu! Nu cedăm! Nu cedăm! Guvernanții au anunțat ieri că vor să acorde vouchere în valoare de 2500 de lei cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Potrivit liderului Sindicatului Învățământului Preuniversitar Buzău, această propunere este rușinoasă. După cum vedeți, colegii mei care sunt aici prezenți au aflat despre această ofertă, iar imaginile vorbesc de la sine. Este clar că protestul va continua, este clar că probabil vor intra în grevă și cei care n-au făcut-o până la acest moment, iar semnalele la nivel național sunt tot în acest sens. Dască le spun că decizia de a protesta este o consecință a nemulțumirilor acumulate în ultimii ani. Ei se arată dezamăgiți de modul în care sunt tratați de guvernanți și spun că vor continua greva până le vor fi rezolvate cererile. Sunt bani pentru ucraineni și pentru toate ajutoarele și munițiile și armele care sunt trimise la ei. Dar pentru noi, ce ni se dă acum e pur și simplu o bătaie de joc. Așa, luați exact cum a făcut Ceaușescu. Mai luați 100, hai că mai vă dau 100. Cam așa fac și ei acum. Deci
Nu, nu, noi nu suntem, n-avem cum să fim de acord cu așa ceva. Nu se poate. Sincer vă spun, când am intrat în învățământ în urmă cu 33 de ani, era o plăcere să lucrez cu elevii. Și aveam rezultate de care sunt mândru. Și acum? Acum, dacă nimeni nu vine tineret care să mă ajute din spate, pentru că eu predau disciplinele de specialitate, dar dacă la celelalte obiecte nu vine tineret, uitați-vă în statisticile pe municipiul București, ce penurie de cadre didactice sunt pe matematică, fizică, chimie, limbi străine. Da? Nu mai intră tineri capabili în învățământ pe astfel de salarii de mizerie. Nu mai putem suporta aceste amânări, tergiversări, pentru că avem exemple concrete. Un debutant vine în școală cu un salariu de 2700 de lei bani în mână. E salariul mai mare oriunde în altă parte. O casier la un supermarket e mai mare de 2700 de bani în mână. Și noi vrem să dăm o păcăleală cu două vouchere de două ori pe an, crezând că acoperim sau luăm ochii mulțimii în condițiile în care astăzi avem o inflație de peste 20%. Degeaba spunem noi că e 16-15%, e mult mai mare, dar nu e recunoscută și nu e spusă public. Prețurile au explodat cu 2700, cu 3000 de lei. Un dascăl în prag de pensie nu mai poate trăi, nu mai poate asigura acea performanță. Și avem pretenții ca în învățământ să vină cei mai buni. Cum să vină cel mai bun pe acest salariu? Prefectul județului Buzău, Daniel Țiclea, a ieșit în mijlocul protestatarilor. De asemenea, o delegație a sindicaliștilor din învățământ a purtat discuții cu reprezentantul guvernului în teritoriu. Este un apel la demnitate și la respect. Pot fi de acord cu solicitările oamenilor. Înțeleg că au familii, au copii de crescut. De aceea am curaj să ies la dialog cu dânsii și am curaj să-i privesc în ochi. În limitele competențelor unui prefect, le acord tot sprijinul și ascult. Întotdeauna a avut parte de dialog din partea noastră și cât timp tot ce se întâmplă aici este în limitele democrației, nu am niciun fel de problemă cu forma de protest. Mi-aș dori totuși ca la un moment dat și părinții și elevii care așteaptă vești acasă să aibă parte de vești bune, poate, sper și eu, chiar la sfârșitul zilei de astăzi. Un nou protest al cadrelor didactice și nedidactice din județul Buzău este anunțat și mâine tot la prefectură.